Mulțumesc frumos, oricum nu văd pe niciunul dacă doarme sau nu, am reflectoarele astea în ochi și o văd prost, așa că puteți închide ochii și știu că vă rugați pentru mine. E târziu când am văzut traficul pe care îl aveți în fiecare dată când veniți încoace, m-am îngrozit, abia aștept să mă duc în România unde sunt căruțe și biciclete și mergem pe jos. Mulțumesc tare mult lui Filip, care a ajuns și el ieri, este Adi Bodri cu mine, cu noi de data aceasta și le mulțumesc pentru toată truda lor. Veți vedea o mulțime de cărți, dragii mei, eu n-am așa un hobby de a scrie cărți, pentru că și eu aș face ce faceți dumneavoastră mai degrabă, dar în 1991 am stat în fața la 1600 de biserici care aveau nevoie de materiale de studiu biblic. Eu conduceam departamentul de studiu în Uniunea Baptistă și n-am avut nicio altă soluție decât să tipărim materialele. Și așa s-au născut în fiecare lună, în fiecare trei luni câte o carte. Eu călătoream prin țară, adunam pe cei care țineau studiu biblic, le prezentam cartea cât de frumoasă-i și pe urmă îi trimiteam acasă în gura lupului, pentru că ei trebuiau să stea între păstor și biserică. Și acolo e cel mai greu să hrănești biserica atunci și crești. Tot prețul cărților se întoarce pentru retipărirea următoarelor cărți. Eu n-am niciun câștig din ele, așa că să nu credeți că dacă am scris așa de mult, m-am și îmbogățit prin ele. Cu această introducere vin la subiectul nostru. Dragii mei, mie nu-mi place să predic tematic, pentru că nu cred în predicarea tematică. Ca o temă să fie biblică, ea trebuie să adune și să armonizeze tot ce spune Biblia pe tema respectivă. Ori niciunul dintre noi nu suntem în stare să facem lucrul acesta. Și atunci Dumnezeu ne-a dat în Scriptură un pălimar, așa spune Vechiul Testament, un fel de gard în care să ne țină să nu cădem. Acest pălimar exegetic este cartea din Biblie. O carte este ca, surorile mă vor înțelege mai bine, ca o prăjitură coaptă după rețeta lui Dumnezeu. El știe ce ingrediente să pună, cât să pună și în ce ordine să le pună. Și ori de câte ori strici, oricare din aceste lucruri, adevărul îți cade printre degete. De aceea când deschidem Biblia, trebuie să fim ca Moise în fața rugului aprins. Să ne descălțăm în fața Scripturii și să-L așteptăm pe Dumnezeu să ne vorbească fără să deranjăm ce este acolo. Acum, după cum veți vedea, deși voi vorbi despre familie, și n-am găsit o carte despre familie în Scriptură, cu toate acestea sunt într-o carte din Scriptură și veți înțelege imediat de ce. Dar, ca și pornire, aș vrea să învățăm 12 cuvinte. Sunt cârligele prin care să vă aduceți aminte de ce am vorbit. În prima sesiune vom avea primele trei cuvinte, curaj, disciplină și înțelepciune. Îi aștept pe cei de sus, nu știu unde au dispărut, să vină cu mine. Ei au zis că vor veni cu mine încetişor, dar până atunci exersați-vă memoria. Curaj, disciplină și înțelepciune. Aveți acolo 12 locuri pe care să le puteți completa ca să țineți minte lucrurile acestea. Spuneți cu mine, cu toții, curaj, disciplină și înțelepciune. În a doua sesiune avem alte trei cuvinte, respectiv trei seturi, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Spuneți cu mine, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Apoi avem dezbrăcare și îmbrăcare. Sesiunea a treia. Sesiunea a patra vom avea supunere și a cincea iubire. Cam atâtea sesiuni vom putea parcurge împreună. Dezbrăcare, îmbrăcare, supunere și iubire. Și dacă mai avea puțin timp, atunci am vorbit despre ascultare și educare. Este clar vorba de relația părinți-copii, care ridică foarte multe probleme și în America, cred eu. Nu știu dacă vom reuși să ajungem până acolo. Dacă recapitulez, avem curaj, disciplină, înțelepciune, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință, dezbrăcare, îmbrăcare, smerenie, iubire, ascultare și educare. În 2 Corinteni îl avem înaintea noastră pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, în capitolul 11, se plânge de faptul că biserica din Corint a început să plece urechea la cuvintele unor apostoli mincinoși. Versetul 23 din 2 Corinteni 11, sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți.
Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temniță și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdie de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab să nu fiu și eu slab? Cine arde sau cade în păcat ca eu să nu ard? Care dintre voi ați suferit atâta pentru ceva? Iar eu îl întreb pe Pavel, Pavele, de ce toată această suferință? Eu cred că zâmbind Pavel mi-ar fi răspuns, pentru că biserica sau mireasa lui Hristos este tot ce a venit Dumnezeu să răscumpere de pe planeta noastră. Atunci când Dumnezeu a hotărât să nemicească pământul, a dat drumul robinetelor, pământului, cerului și a început să cade ploaia și iasă apa din adânc. Și Dumnezeu, interesant, s-a plecat să scoată un singur lucru de acolo. Umblarea cu Dumnezeu. Tot restul a pierit. Era tehnică, era artă, era milioane de oameni, erau structuri sociale, erau partide politice, probabil nu știm cum era organizată societatea, Dumnezeu a zis să piară totul. Doar umblarea cu Dumnezeu a fost scoasă din apele potopului. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Dragii mei, ar trebui să ne dea de gândit după ce alergăm de dimineața până seara. Dumnezeu este interesat de un singur lucru, de biserica Lui. Dar ceea ce e important de înțeles este că biserica, nu-i clădirea asta, biserica începe în familie, uite aici, între voi doi, da? Biserica începe în familie și tot ce nu e adevărat în familie, nu e adevărat nici în biserică. De aceea putem învăța de la Pavel, Pavel scrie o scrisoare familiei cu majuscule, deci familiei lui Hristos, trupului lui Hristos, bisericii, dar pentru că celula de bază a bisericii este familia, eu cred că putem învăța din slujirea lui Pavel despre familie, cum să ne slujim familia. Acum mă uit la voi, cu câți am dat mâna și mulți sunteți în vârstă, căsătoriți, probabil aveți copii. Dacă ar fi tineri pe aici sau gata de căsătorie, le-aș spune, dacă vrei o familie sănătoasă după voia lui Dumnezeu, trebuie să așezi în fața ta un target, nu în ăla care îi cumpărați, că acolo vă pierdeți identitatea, da? Și cardurile, ci un target, o țintă. Și această țintă este biserica. Și dacă ți așezi familia pe coordonatele bisericii, familia va deveni o biserică. Va deveni o biserică. O familie crește sănătos doar dacă este așezată pe tiparele unei biserici. Familia este chemată să devină o biserică. Și, repet, tot ce nu este adevărat în familie, nu este adevărat nici în biserică. Dragii mei, de ce sunt atâtea probleme în bisericile din America? Sau din lume? Pentru că problemele sunt în familiile noastre. Și când familia este bolnavă, biserica este bolnavă. Indiferent cât o zugrăvim, câți bani băgăm în ea și ce facem cu ea, biserica nu poate fi mai mult decât familiile care o conțin. Pentru că noi suntem biserica. Noi înșine, familiile noastre. Îmbolnăvirea sau însănătoșirea unei biserici începe cu îmbolnăvirea sau însănătoșirea unei familii. Vă spuneam că eu nu prea cred și nu prea sunt confortabil cu studiile tematice și de aceea am ales o carte, cartea Efeseni, care să-mi ofere un pălimar, un gard, să nu cad din ea. Și în cartea Efeseni, Pavel se adresează bisericii, este o carte eclesiologică, dar scopul slujirii lui Pavel
îl înțeleg cel mai bine din rugăciunile lui. Și în capitolul 1, versetul 17, este prima rugăciune. Sunt două rugăciuni mari. Nu știu dacă este un discurs întrerupt de rugăciuni sau o rugăciune întreruptă de discursuri, cartea Efeseni. Versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinț și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. După lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a spus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care poate fi numit, nu numai în viacul acesta, ci și în viacul viitor. Sunt trei lucruri pentru care se roagă Pavel. Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii să priceapă, 1, nădejdea chemării tale, 2, bogăția slavei moștenirii tale în sfinți și 3, care este față de cei credincioși, nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat ca noi să fim un templu sfânt pentru El. Scriptura spune că trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Deci asta este rațiunea pentru care am fost creați. Asta este rostul nostru în acest univers. Nu să mâncăm, să bem, să adunăm lucruri, ci să fim purtători de Dumnezeu. Faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască ne-a făcut Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu se află între noi. E nevoie de El și ea ca să întregească într-un fel chipul lui Dumnezeu. Dar un templu sfânt pentru Domnul este locul sau realitatea în care Dumnezeu locuiește și prin care Dumnezeu lucrează. Dragii mei, noi suntem numiți trupul lui Hristos. Capul meu are trupul acesta. E adevărat, e mai îmbătrânit și acum are tot felul de limite, dar ce-ar face capul meu fără mădularele trupului, fără mâini, fără picioare, fără inimă și ficat și toate celelalte? A fi templul lui Dumnezeu înseamnă a-L avea pe Dumnezeu locuind în tine și lucrând prin tine. Cu alte cuvinte, i-am dat mâinile mele, picioarele mele, i-am dat familia mea ca Dumnezeu să ne folosească în lumea aceasta pentru lărgirea împărăției Lui. Bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți are de-a face cu noi fiecare în parte. Noi fiecare în parte suntem modelați de Duhul lui Dumnezeu întru chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. El ne-a creat după chipul Său, dar păcatul a sfărâmat chipul lui Dumnezeu în noi și acum, după ce ne-am întors la Domnul, Duhul lui Dumnezeu, prin procesul sfințirii, continuă să modeleze chipul lui Dumnezeu în noi. Într-o zi când îl vom vedea pe El, vom fi ca El, slăvit să fie numele Lui. Dar aceste lucruri, nădejdea chemării Lui și bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, nu pot fi realizate prin puterea mea. Și de aceea am nevoie de nemărginita mărime a puterii Lui Dumnezeu. Și ca să înțeleg cât de mare este această putere, Dumnezeu sau Pavel aduce ca termen de comparație învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Aceeași putere care L-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți lucrează și în cel credincios. Dar lucrează nu împlinirea dorințelor mele, ci împlinirea planurilor Lui. Ori Dumnezeu ne-a chemat să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Planul lui Hristos pentru cei dragi. Și aici mă gândesc la cei din familia mea, la soția mea, la copiii mei, la nurori și gineri și la nepoți. Planul lui Hristos pentru cei dragi este să se bucure de bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Adică să ajungă plini de toată plinătatea dumnezeirii. Dragii mei, când aud lucrul acesta, mi se moaie picioarele. Eu, noroiul, să ajung plin de toată plinătatea dumnezeirii. Dați-mi voie să-l citesc pe Pavel din Galateni, capitolul 5, versetul 22-23, ca să avem un element cel mai palpabil în mână. Roada Duhului, de aici textul îl știți, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin
Duhul. Imaginați-vă să ai în mână un copil, e ca o plastelină pe care o modelezi, sau un nepot, și să știi că ceea ce Dumnezeu dorește în el este să vadă dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Wow! Ce extraordinară responsabilitate! Dragii mei, asta dorește Dumnezeu. În felul acesta vine să locuiască în noi. Și când Duhul locuiește în noi, astea sunt roada Duhului. Dar dacă nu-i răstignită firea pământească, sunt și faptele firii. Și vă las pe dumneavoastră să le citiți și veți vedea cum arată. Vom discuta despre omul vechi și omul nou un pic mai încolo. Ascultați una din poruncile Scripturii. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Vom vorbi despre asta duminică dimineață, dacă ne va ajuta Domnul. Dar oare dacă bărbatul ar fi ca Domnul? Spuneți-mi, surorilor, ar fi foarte complicat să vă supuneți lui. Dacă el ar fi ca Domnul. Sigur, nu este, dar dacă ar fi Domnul în persoană. Poftim? Întotdeauna ai spus lucrul acesta, da? Dar cred că toate femeile în seara aceasta vor spune același lucru, dar întrebarea mea este, la ce vă ajută să vă plângeți? Întrebarea Bibliei este, dacă lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie, oare am putea face ceva? Ne cheamă Dumnezeu la ceva? Dragii mei, Dumnezeu ne-a mântuit și dacă suntem mădularele trupului, El fiind capul, El vrea să lucreze prin tine, tu ești un mădular. Și vrea să lucreze prin tine împlinirea planurilor Domnului în El. Așa că să te plângi, nu câștigi absolut nimica. După cum Pavel s-a pus la dispoziția lui Hristos pentru zidirea bisericii lui, tot așa noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Hristos pentru zidirea celor de lângă noi. Cu alte cuvinte, indiferent câte nemulțumiri am adunat în mine, nemulțumirile nu-l fac decât mai rău pe celălalt, nu-l fac mai bun. Și de aceea mă dau lui Hristos, Hristos să poată să-și împlinească planurile lui în familia mea. Efeseni, capitolul 3, versetul 1. Pe acest verset aș vrea să înfășurăm într-un fel seara aceasta. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos, pentru voi, neamurilor, vă citesc textul. Sunt puncte, pentru că el întrerupe rugăciunea, face o paranteză și pe urmă o reia din versetul 14 încolo. Dar vă citesc versetul de introducere. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul cui? A lui Hristos, pentru voi, neamurile, da? Acum, dacă ați răsfoi epistolele pauline, sunt două titluri pe care lui place să și le dea. În primul rând, apostol al lui Iisus Hristos, dar poate că cel mai bun titlu pentru este rob al lui Iisus Hristos. Apostol al lui Iisus Hristos sau trimis al lui Iisus Hristos și rob al lui Iisus Hristos. Nu e așa că robul este în slujba stăpânului și apostolul este în slujba celui care l-a trimis, nu în slujba celui la care este trimis. Ori, de aici derivă un principiu pe care trebuie să-l ducem cu noi acasă. Dragii mei, dacă vreți ca familia să devină ceva, să se întâmple ceva în familia noastră, trebuie să ne dăm robi lui Hristos de dragul celor din familia noastră. Și nu robi nevestelor și copiilor de dragul lui Hristos. O știu dacă m-ați înțeles. Robul ascultă de stăpânul lui. Dacă nevastă mea e stăpânul meu, dragii mei, atunci eu n-am decât yes, ma'am. Da? Yes, ma'am. Dragă, ce ai dori să fac? Dacă Hristos este stăpânul meu, atunci singura vorbă pe care o pot spune este yes, sir. Și Hristos este Cel ce îmi spune ce am de făcut, nu nevasta, nu copiii. Uitați-vă în familiile noastre cât de răsturnate sunt aceste lucruri. Și din pricina aceasta copiii noștri ne joacă pe degete, dragii mei. Le facem toate cele și alergăm după ei și în ambițiile lor când au ajuns la vârsta în care pot să ia viața. Ne lasă, ne uită și se duc. De ce? Pentru că am răsturnat un principiu fundamental. Noi suntem robii lui Hristos, nu robii celor din casa noastră.
Știu că am terminat de vorbit la Arad despre asta și când am ieșit în curte, vine o doamnă la mine, era cu bărbatul ei, zice, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Zic eu, s-ar putea să nu fiți, nu sunteți singura. Dar ce v-a deranjat? Nu mi-a plăcut cum ați definit dragostea, dar dumneavoastră cum ați defini-o? Și ea începe să-mi spună, bărbatul era de față, i-am plâns de milă după aceea. Eu aș vrea să mă iubesc așa și așa și așa și așa și așa și așa și așa. Am zis, ferice de el. Și, dragii mei, când te dai rob lui Hristos, cu Hristos stai de vorbă. La Hristos îi dai raportul, lui dai socoteala, nu nevestei, nu copiilor. Dar ca să te dai rob lui Hristos, ai nevoie de curaj, disciplină și înțelepciune. Spuneți cu mine, curaj, disciplină și înțelepciune. Acum, noi bărbații suntem curajoși și te luăm inima în dinți, zicem, da, îmi iau curajul. În seara asta putem să o facem cu toți aici, o putem face și în public. Acum, Pavel spune așa, în 1 Corinteni 11, 1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Sau în Galaten 4, 19, spune, copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Sau în 1 Corinteni 4, 15, chiar dacă ați avea 10.000 de părinți, 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, eu v-am născut în Hristos Iisus. Călcați pe urmele mele. Deci când Pavel s-a dat rob lui Hristos pentru biserică, eu trebuie să mă dau rob lui Hristos pentru bisericuța din casa mea. A, veți spune dumneavoastră, nu e prea mult. Pavel era apostol, pus deoparte în mod special, în pântecele Maicii lui. Eu? Well, dacă Pavel vi se pare că a ridicat ștacheta prea sus, dați-mi voie să citesc Efeseni, capitolul 5, primele două versete. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Dacă Pavel e prea mult, atunci călcați pe urmele lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Priviți o clipă la Hristos, s-a dat pe sine pentru noi. Și eu cred că același lucru trebuie să-l fac și eu, pentru cei din casa mea. Dar El a făcut-o ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Când vom vorbi despre iubirea bărbatului, vom vedea, este comparată cu iubirea lui Hristos față de biserică, dar Hristos n-a venit la biserică să întrebe, dragii mei, ce ați dori să vă fac? Și dacă ne-ar fi întrebat, n-am fi știut ce să-i spunem, pentru că eram morți în păcatele și în greșelile noastre. Ci El s-a dus la Tată și a zis, Tată, ce ai vrea să fac pentru ei? Și Tatăl a zis, vreau să-i aduci să fie sfinți și fără prihană înaintea mea. Wow! Tatu, tată, știi ce înseamnă asta? O, știu, fiule. Da? Observați, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Acesta este principiul fundamental al împărăției lui Dumnezeu. Dacă doresc viața din belșug a împărăției, trebuie să intru în aceste tipare ale împărăției lui. Aveți un triunghi înaintea dumneavoastră care ilustrează într-un fel aceste două versete. Observați, Hristos s-a dat pe sine pentru noi. Dar El a făcut-o ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu, așteptările Tatălui primează. Doar în lumina așteptărilor Tatălui a făcut Hristos ce a făcut pentru noi. Dacă faci cu mine un pas mai departe, același principiu trebuie să-l duc în biserică, în familie. Cu alte cuvinte, da, eu mă jertfesc, fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru toți, dar trebuie să o facă în lumina planurilor și așteptărilor lui Dumnezeu, a lui Hristos. De aceea Pavel își introduce segmentul despre familie în Efeseni cu versetul supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Hristos este autoritatea ultimă, nu nevasta, nu copiii, nu bărbatul. Atunci când te dai rob lui Hristos, oare ce-ți cere El? În primul rând, ca să te dai rob lui Hristos, trebuie să, pentru cei din familie, trebuie să cunoști voia lui Hristos pentru cei din familia ta. Vreau să vă spun, voia lui Hristos pentru cei din familie nu se prea cunoaște în timp ce conduci până la serviciu o oră jumătate și asculți predici sau muzică la radio. Trebuie să deschizi Biblia
să stai tu și Hristos și să povestești cu El despre planurile Lui pentru cei din casa ta. Ca să te dai rolul lui Hristos pentru cei din familie, trebuie să cunoști voia lui Hristos pentru cei din familia ta. Cu alte cuvinte, trebuie să cunoști ce așteaptă stăpânul, tu ești robul, ce așteaptă stăpânul, ce trebuie să întâmple în cei din casa ta. Mă dați-mi voie să vă las să răsuflați un pic și să mă întorc înapoi la Pavel, că noi astea le discutăm cu mai multă ușurătate, dar nu uitați, exemplul lui ne motivează și pe noi. Oare cât timp a petrecut Pavel cu Hristos ca să cunoască voia lui Hristos pentru biserică? 5 minute? Nu, dragii mei. Imaginați-vă viața lui. Dați-mi voie să citesc din Galateni, capitolul 1, versetul 11 în jos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o obârșie omenească. Evanghelia este vestea bună pe care l-a dus-o bisericii. Dar ea nu-și are originea în învățăturile omenești, nu este de o obârșie omenească. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Evanghelia mea și are obârșia în întâlnirea mea cu Hristos pe drumul Damascului, într-o experiență personală de netăgăduit și în timpul petrecut cu Hristos în Scripturi. Deci, Evanghelia mea își are originea, izvorul, rădăcinile în întâlnirea mea cu Hristos pe drumul Damascului și în timpul petrecut cu Hristos în Scripturi. Versetul 13. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor. Cum, adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făcusem prăpă din ea. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Ce făcea Pavel? Prigoneam biserica, dar nu dintr-o râvnă fără pricepere, doar eram mai înaintat în vârstă în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu la vârsta mea. Eram un bun cunoscător al Scripturilor și eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinele strămoșești. În ce făceam? Aveam de partea mea Scripturile, credeam eu, sau interpretarea rabinică a Scripturilor, și aveam încuviințarea mai marilor poporului meu. Deci noi nu lucram ca un nebun, ci lucram sub autoritatea mai marilor poporului meu și în lumina Scripturilor, așa cum le înțelegeam. Oare spuneți-mi cine și ce l-ar fi putut opri pe Pavel din drumul lui decât o întâlnire directă cu Domnul Iisus pe drumul Damascului? Dar când Dumnezeu, versetul 15 din Galateni, capitolul 1, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și care m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-L vestesc între neamuri, și Pavel continuă. Dar acolo pe drumul Damascului, în experiența lui, în întâlnirea lui cu Hristos, a pornit în lăuntrul lui o extraordinară zbatere. O extraordinară zbatere. Imaginează-ți să crești, să înveți, să crezi într-un lucru. Și dintr-o dată o experiență să-ți dea peste cap toată viața. Până când toate se așează la locul lor, până atunci o zbatere lăuntrică incredibilă. Iată care a fost dilema mea, ne-a spune Pavel. Pe de o parte, Iisus este Hristosul, adică împlinirea promisiunilor Scripturii. Cum putea nega lucrul acesta? Dar cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un sepuș? Am crezut că e un impostor. Iisus este Hristosul, împlinirea tuturor promisiunilor. Pe de altă parte, toată școala mea la picioarele lui Gamaliel, toate convingerile mele, adunate din interpretarea rabinică a Scripturilor, contraziceau experiența mea. Experiența mea. Spuneți, țin voi, ne-ar fi întrebat Pavel, cum aș putea nega experiența mea? Cum aș putea spune că am avut halucinații când am fost orb 3 zile? Și când, în mod absolut miraculos, prin rugăciunea lui Anania, mi-am căpătat vederea. Cum aș putea să neg experiența mea? M-aș opri pentru o paranteză. Știu că sunt într-o biserică penticostală, cu câțiva baptiști desfirați pe aici, pe acolo. Dar religia nu mântuiește pe nimeni. Și de aceea, ascultați ce-mi spune mie Scriptura. Experiențele nu pot fi
temelia credinței noastre, oricât de dragi ne-ar fi. Experiențele nu pot fi o temelie pentru o credință mântuitoare. Orice experiență trebuie adusă în lumina Scripturii. Dragii mei, indiferent ce am trăit, degeaba vin în fața dumneavoastră să spun ce extraordinară experiență am avut. Nu vă slujește cu absolut nimica, pentru că nu vă pot transmite. Dar dacă oglindesc experiența în Scriptură, Scriptura este terenul comun dintre mine și dumneavoastră. Și în felul acesta, experiența mea începe să îmbogățească pe cei din jurul meu. Aduceți-vă aminte de Lazar și de bogatul din pilda Domnului Iisus. A murit și Lazar, a murit și bogatul. Unul s-a dus în sânul lui Avram, celălalt s-a dus în foc. Și când bogatul a zis, părinte Avrame, trimite pe la... numai un strop de apă pe limbă. Nu, nimeni nu poate trece de la noi la voi. Atunci a trimit, mai am 5 frați acasă. Au pe Moise, legea și prorocii, să asculte de ei. Nu, 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 dacă va învia cineva din morți, vor crede. Ce zice Domnul Iisus? Dacă nu cred pe Moise și pe proroci, chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Vine la Houston, din cartea Apocalipsa, dragii mei, singurii care fac minuni sunt duhurile dracilor în Apocalipsă. Experiența nu poate fi temelie pentru credința mântuitoare. De aceea Domnul Iisus Hristos le-a trimis pe Ioan Botezătorul la Scriptură, a trimis pe cei doi din Emaus la Scriptură, a trimis pe cei din camera de sus la Scriptură, le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Da? Pentru că Scriptura este solul în care se înrădăcinează credința mântuitoare și din care crește. Avram a răspuns, dacă nu ascultă de Moise și de proroci sau pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Pavele, cum ți-ai armonizat experiența cu Scriptura și Scriptura cu experiența? Recitesc versetul 15 în jos. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe nimeni, pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou în Damasc. Și ce ai făcut în Arabia, Pavel? Cred că am mâncat pâine și apă, dacă le-am mâncat și pe acelea. Știți ce a făcut? A mâncat Scripturile. A mâncat Scripturile. În toată această vreme, Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit sau mi-a deschis mintea ca să pricep din Scripturi și să ajung convins din Scripturi că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, l-a mai putut opri cineva pe Pavel? Nimeni. Nici măcar eșafodul. Nu l-a mai putut opri pe Pavel. Dar nu uitați de unde am plecat. Dacă am avut curajul să mă dau rob lui Hristos, am nevoie de disciplină în a sta de vorbă cu Hristos prin Scripturi ca să cunosc voia lui Hristos pentru cei din casa mea. Pavel poate să spună, Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, deoarece vine din întâlnirea mea personală cu Hristos și în urma descoperirii Lui în Sfintele Scripturi. Repet întrebarea, oare cât timp o fi petrecut Pavel cu Hristos în Scripturi ca să ajungă să cunoască voia Lui pentru biserică? Cu siguranță că nu mă pot compara cu el, mă rușinesc când mă gândesc la asta, dar cel puțin ar trebui să-mi ridice un semn de întrebare. Pentru că dacă n-am timp deloc să stau de vorbă cu Hristos despre cei din casa mea, să cunosc voia Lui, să vedem cum se aplică la copiii mei care sunt așa de diferiți, la soția mea care e complet pe dos decât sunt eu, da? Dacă n-am timp, întrebarea este, m-am dat oare rob lui Hristos cu adevărat? Robul cunoaște voia stăpânului său. În Efeseni, capitolul 3, versetele 3 la 5, el continuă, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care am eu cu privire sau despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oameni, n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul în care a fost descoperit acum Sfinților,
apostol și proroc ai lui Hristos prin Duhul, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Iisus Hristos prin Evanghelia aceea al cărei propovăduitor am fost pus eu. Dacă am curajul să mă dau rob lui Hristos pentru cei din casa mea, întrebarea este: cât timp sunt dispus să pun deoparte ca, stând de vorbă cu Hristos în Scripturi, să ajung să cunosc voia Lui pentru cei din casa mea? Grea întrebare în California. Grea întrebare oriunde. Dragii mei, în România, de când avem vitrinele pline și nu avem doar conserve de fasole în alimentări, știți care-i vorba când e vorba de lucru? Un pic mai mult. Ochii văd, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții. Pe Norica o întreb de multe ori: draga mea, suntem aproape de 40 de ani împreună, ți-a fost foame? Ea zice nu, e rușine, zică da, pentru că în oglindă și eu și ea suntem plinuți, da? Deci foame nu i-a putut fi. O mai întreb: ce-a fost, frig? Zice nu. Atunci mi-am făcut datoria. Poate că nu vă vine să credeți, dar Domnul Iisus m-a învățat că dacă cineva are ce mânca și ce îmbrăca, prin Scriptură m-a învățat lucrul acesta. Cu alte cuvinte, sunt o groază de lucruri în casa noastră pe care cheltuim bani și energie și timp care nu ne trebuiesc. Amin? Amen. O groază dintre ele. Dragii mei, trebuie să vină cu camioanele să le golească din casele noastre. Fiecare cu jucăriile lui. Dar toate astea costă timp. Și ori le dai lui Mamona, ori le dai lui Hristos. Și dacă dracu te învață ce trebuie să faci în familie, imaginați-vă cum o să arate familia aceea. Dacă Hristos, care este stăpânul tău, te învață ce ai de făcut, atunci chiar când nu mai poți vorbi celor din casa ta, te poți ruga pentru ei. Poți sta în juc cu Hristos în momentele cele mai grele. Și vom vedea lucrul acesta un pic mai încolo. Nu uitați, de ce a făcut Pavel toate acestea? Pentru că el știa că biserica sau mireasa lui Hristos este tot ce a venit Dumnezeu sau Hristos să ia de pe planeta aceasta. Cerul și pământul vor trece, vor arde cu trosnet, dar noi, mireasa lui, vom fi cu el. Norica este sora mea în Hristos mai întâi, apoi soția mea. Când eu am cunoscut, era logodită cu Hristos și eu la fel. Și noi doi ne-am luat să ne ajutăm unul pe altul să ajungem la nunta Mielului. Să trecem Iordanul de mână. Ăsta e rostul familiei. Dragii mei, asta a venit Hristos să facă. Dar asta cere disciplină în studierea sistematică a cuvântului. Căutați-vă o biserică în care se predică Biblia, nu povești. Eu nu știu ce e aici și de aceea nu judec pe nimeni pentru că nu cunosc. Căutați-vă o biserică în care se predică Biblia în mod sistematic. În al doilea rând, e nevoie de rugăciune pentru înțelegerea planului lui Dumnezeu. Doamne, deschide-le mintea și inima să priceapă nădejdea chemării tale. La ce ai chemat? Bogăția slavei moștenirii tale în sfinți. Și să priceapă că nu sunt singuri în atingerea acestor obiective. Nemărgita mărimea puterii tale lucrează în cei credincioși. Dar apoi trebuie să încep să mă rog pentru cei din casa mea. Câți copii avea Susan Wesley, Nora? Pe Norica trebuie să o chemați aici în față să vorbească despre ea. Dragii mei, n-aveau unul, doi ca noi, ci aveau vreo 9, dacă nu. 19. 1 și 9. 19 copii. Și cu toate astea se făcea timp să se roage o jumătate de oră pentru fiecare pe săptămână. O jumătate de oră. Și trebuia să spargă gheața, să spele hainele. Nu era doar machine washer și dryer și cooker și... N-avea nimic din toate acestea. N-avea nimic din ele. Cu alte cuvinte, dacă încep să înțelegi ce e cel mai valoros în lumea aceasta, ce a venit Hristos să mântuiască, vei începe să mături deoparte lucrurile neimportante. Lucrurile neimportante. Dragii mei, tendința noastră este să... Avem un fel de pata lui Procust. Acum, poate majoritatea noastră mai știți despre ce vorbesc, dar este o figură mitică care avea un pat. Dacă erai prea scurt, te lungea, dacă erai prea lung, te cioplea, da?
pata lui Procus. Noi cam asta facem copiii noștri și cu cei din jurul nostru. Avem un fel de măsură și cine nu intră în măsura noastră, vai de capul lui. Eu am trei copii în trei direcții complet diferite. El din mijloc este cu mine. Să pun ăla care sare dintre mâini, da, care e complet altfel. Dar Dumnezeu dorește desăvârșirea fiecăruia dintre noi în lumina posibilităților pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare, din naștere. Mă uit la nepoții mei. Acum mă uit degajat, că dacă s-a obosit, îi trimit înapoi la mama și la tata, da? Dar mă uit la nepoții mei și văd diferențe între ei și mă gândesc, oare ce o să iasă din ei? La Crăciunul trecut, eram la un restaurant și era Sadie, mititică, și m-au potitit lacrimile și au început să plâng. Julie nu știa ce s-a întâmplat cu mine. Mi-am să aminte de cântare, de o cântare. Mary, did you know? Că săruți obrajii lui Dumnezeu? Dragii mei, fiecare copil are un potențial incredibil în ochii lui Dumnezeu. Și de aceea, când mă dau rob lui Hristos și încep să cunosc voia lui Hristos pentru cei din familia mea, Hristos mă va învăța să nu îi bag pe toți în aceeași măsură. Sunt diferiți. Eu și Norica suntem foarte diferiți. Foarte. Uite așa de diferiți suntem. Da? Așa de diferiți. Doamne, cât ne-am certat din pricina asta. Până când am început să pricep că diferențele astea pot fi resurse. Nu neapărat piedici. Vom vorbi despre asta mai târziu. Dar dacă te dai rob lui Hristos, mai întâi trebuie să-ți iei inima în dinți, să ai curajul să o faci. Și eu te invit în seara aceasta. Poate că încă n-ai înțeles suficient de bine conceptele, dar trebuie să spui, mă dau rob ție, Doamne Iisuse Hristoase, pentru soția mea, soțul meu și cei din casa mea. Da? Mă dau rob ție. Dar când ai făcut lucrul acesta, atunci trebuie să te uiți un pic în calendarul tău, la ziua ta, cu ce-ți umpli timpul. Pentru că trebuie să ai timp de părtășie cu Hristos. Să începi să citești Biblia gândindu-te la cei din casa ta. Și al treilea lucru din seara aceasta, dacă lipsește cuiva înțelepciune, s-o ceară de la Domnul. E nevoie de înțelepciune. E nevoie de înțelepciune ca să comunic voia lui Hristos pentru cei de lângă mine, când trebuie, cum trebuie și ce trebuie, da? Să comunic voia lui Hristos pentru cei de lângă mine. Am nevoie de foarte multă înțelepciune. Dragii mei, Pavel nu și-a permis să se dea cu părerea, cu toate că avea învățătură, tobă de carte era, la picioarele lui Gamaliel. Nu și-a permis, ci el a comunicat voia lui Hristos, pentru că a stat de vorbă cu Hristos, bisericii lui. Ascultați ce spune el. Evanghelia aceea, capitolul 3, versetul 7, al cărei slujitor am fost făcut eu după harul sau darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui. Da mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este sprăvnicia acestei taine ascunsă din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpâniile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a alcătuit, l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Înțelepciunea de a comunica fiecărui membru din familia mea adevărurile pe care le-am descoperit în relația mea cu Hristos. Vă spuneam că am trei copii. Filip, care este cu mine, este poate de easy one. Pentru că dacă îi spun, Filip, șezi jos, deschideți inima, el mă întreabă, ce vrei să știi? Uite așa, e ca o carte deschisă. Poate că mă aude și mă bucur de asta. Dar mai am încă doi. Cu Andreea, care e fiica mea, când vreau să-i spun ceva, mă străpungea cu ochii. Și el nu îndrăzea să zică, dar eu auzeam, iar îmi predici? Om, se închidea conversația. Dar era un moment în care puteam discuta cu ea. E foarte ambițioasă,
și făcea 3 ani de facultate într-un singur an. Avea 40 de examene la o sesiune. Pe la mijloc se frângea toate. Și nu mă vedeam că deschide ușa la mine în birou și știa, time to talk. Lăsam claviatura, mă întorceam spre ea, eu cum n-am scaun în birou, se așeza jos și începea să-și verse sufletul. Stăteam să ascult, după care mă ridicam, o luam de jos, le puneam în genunchi amândoi și începeam să ne rugăm. Ăștia erau timpii noștri. Cu Benny, cu cel care e aici în America, el nu-i destul de tăcut. Dragii mei, trebuia să pândesc momentele. De obicei era noaptea pe la 12:30, trebuia să-mi pun scobitor la ochi. Ziceam, dacă pierd momentul ăsta, it's over. Eram cu el la Arad și un prieten ne invita, stăteam la el și dormeam amândoi într-un pat și știam că nu dorme nici eu, nu dormeam nici el, lumina era stinsă. Și la un moment dat, după lungă tăcere, zice, tată, dormi? Zic eu, nu. Pot să spun ceva? Poți? Mă botez. A fost ultimul dintre copiii mei. Observați, eu am 3, dacă avea 19. Cât de atent trebuie să fii cu diferențele dintre ei. Dumnezeu ne-a creat foarte diferiți. Nu ne-a creat pe un calapod, pe toți. Dragii mei, familia este sub tirul celui rău din toate punctele de vedere. Sub tirul celui rău. Spuneți-mi, câți dintre noi ne-am dorit să fim un soț și un tată după voia lui Dumnezeu? Aici este cineva? Un soț și un tată după voia lui Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră v-ați dorit să fiți o mamă și o soție după voia lui Dumnezeu? Câți dintre noi ne-am dorit să fim părinți după voia lui Dumnezeu? Mai ales atunci când copiii o iau razna și te întreb ce am greșit, ce am făcut rău. Well, oprește-te și întreabă-te câte lucruri materiale i-ai dat și cât din voia lui Dumnezeu i-ai comunicat pe limba lui când ușa e deschisă. Și asta este marea problemă. Am curajul de a declara, sunt robul lui Hristos pentru voi cei din familia mea. Nu uitați, nu robii nevestelor, soților, copiilor, robii lui Hristos. Big difference. A big difference. Dacă nevasta ți este stăpânul, te joacă pe degete. Da? Dacă copiii sunt stăpânul, fac la fel cu tine. Dacă Hristos este stăpânul, atunci cu El vorbești, de la El primești ordinele de luptă și te întorci în familie ca să împlinești voia Lui pentru ei. Dar dacă m-am dat rob lui Hristos, că bărbații sunt curajoși de felul lor, cum stau cu disciplina în studierea cuvântului pentru a cunoaște voia lui Hristos pentru cei din casa mea? Ora, aici e o problemă un pic mai mare. Pentru că aici îți cere anduranță. Curajul este atâta. Anduranța este în fiecare zi, în fiecare zi, la bine și la greu, da? În fiecare zi. Să ai timpul tău de părtășie cu Hristos. Dragii mei, dacă am reușit să facem, cel puțin ce spune psalmistul, o iau înaintea străjilor de noapte, ca să mă bucur, să cunosc cuvântul tău. Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne rugăm pentru înțelepciune, ca să comunicăm pe limba fiecăruia voia lui Hristos, să spunem ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. Ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. Dar sunteți de acord cu mine că în familie vin momente în care nu pot spune nimic celuilalt. De pildă, Norica aici cu mine. Și de multe ori mă uit la ea și zic, Norica, nu stai prea mult pe Facebook. Ce urmează? Dar eu te întreb ce faci tu la computer toată ziua. Well, that's the first reaction. Dar cu soția o mai duci cumva, că vine seara și mai povestește, rogi. Dar ați ajuns la momentul în care să vreți să spuneți ceva copiilor voștri, să nu puteți să o faceți? Ce e de făcut? Dragii mei, Efeseniul este fie un discurs întrerupt de rugăciuni, cum vă spuneam, fie o rugăciune întreruptă de discursuri. Știți ce mă învață pe mine Pavel prin cartea aceasta? Că nu mai poți vorbi celui de tine despre Hristos sau despre Domnul sau despre voia Lui. Începe să vorbești cu Domnul despre El. Cu Domnul despre El. Acum toți aveți GPS, nu?
Imaginați-vă ce fain ar fi ca vocea aceea să începe să comunice cu tine, să comunice cu celălalt. Și asta este rostul rugăciunii. Și Pavel continuă în 3 cu 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Iată de ce. Oare de ce, Pavele? Versetul 18 ne spune, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oați pe ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Cu alte cuvinte, dacă templul este al lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să simtă bine în familia mea. Și atât trebuie să mă rog până când lucrul acesta se va întâmpla. Familia nu este rodul unor conveniențe sociale, ci este o taină, dragii mei. Un templu sfânt pentru Domnul, un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Nu spune Pavel că familia este o forță, n-ai nevoie de 2000 de oameni? Acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și dacă 2 sau 3 dintre voi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat. Le va fi dat. De foarte multe ori în istorie, mai ales în trezirile spirituale, dragii mei, copiii, văzându-și părinții, s-au adunat și au început să se roage și Dumnezeu a făcut minuni în casa lor. Nici unul dintre noi nu îi putem schimba pe cei de lângă noi, nici pe copiii noștri. Duhul lui Dumnezeu trebuie să-i schimbe. Și de aceea suntem chemați să facem ce a făcut Pavel. Să ne plecăm genunchilor, să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm pentru ei. Dacă am putea ajunge singur la țintă, rugăciunea n-ar avea absolut niciun rost. Dar pentru că nu putem ajunge singur la țintă, sunt mult peste puterile noastre, dragii mei, este singura noastră soluție. Știți care e ținta? Plini de toate plinătatea Dumnezeirii. Mai pe limba noastră, roada Duhului, locuind în fiecare membru al familiei. Pentru aceasta avem nevoie de o atingere specială a Duhului Sfânt. Și în versetul 16, Pavel continuă, și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și Pavel încheie cu o superbă doxologie. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Nu vă simțiți încurajați de versetul acesta? Să te rogi și Dumnezeu să facă nespus mai mult decât ceri sau gândești tu în cel de lângă tine. A Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Iar eu o fac în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea 1. Curaj. 2. Disciplină. 3. Înțelepciune. Curajul este un moment. Înțelepciunea o cerem. Ce facem cu disciplina? That's the biggest problem. That's the biggest problem today. Timp pentru cuvânt. Dragii mei, și eu mă uit la Fox News câteodată să văd aberațiile din țara dumneavoastră. Sunt și la noi acasă destule. Acolo nici nu mă uit la ele, dar nu foarte mult, că n-am timp. Dar dacă m-aș socoti un pic cele 24 de ore, că nu le pot întinde, și aș face lista lucrurilor inutile pentru împărăție, aș avea oare timp pentru cuvânt? Știți ce le spun tinerilor pe oriunde merg? Dragii mei, eu nu vă pot da niciun ceas în plus. Dar faceți o lună, o experiență de dragul lui Hristos. Luați timpul care îl dați internetului, telefonului, calculatorului, televizorului și scripturii și inversațiile. O lună.
și veți vedea diferența. Disciplină, curaj, disciplină și înțelepciune. Și m-aș opri pentru întrebări, nu știu cât e ceasul, pe ăla nu-l văd de pe perete, trebuie să-l aprind pe al meu. E 20 și un pic, deci mai avem o leacă de vreme, fie pentru întrebări, fie aș intra în sesiunea a doua, alegeți dumneavoastră, poate că n-ar strica să ne ridicăm un pic, să ne întindem și dacă în timp ce v-ați luat notițe, v-au venit întrebări, sunt bucuros să le ascult. Eu am răspuns la toate întrebările, de majoritatea cazurilor, răspunsul meu este, I don't know, da? Așa că haideți să ne ridicăm.